Scumpo, lasă-mă să te privesc, să iau puțin spațiu față de tine, da? Da. Te rog, este momentul acum să îmi spui. Ce veste vrei să-mi dai? Cred că chiar este momentul. E așa. Cred că este momentul, da, să îți spun, da, să vă spun, da, că, da, vom mai avea un nepoțel! Generic vorbind, adică sunt însărcinată. Felicitări, da, tatăl! Bravo! 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 Bravo, scumpo! Ce se întâmplă? Vestea asta a venit ca un trăsnet pentru noi toți. Dar ce micuțul ești? Dar cu toate astea... Dar de ce mi-ai adus în roz? Crezi că e fetiță sau că ce? Că n-am înțeles. Păi nu știu, ce este? E fetiță? Speră să fie fetiță, nu știu ce. Pare rău! Trebuie să mai ținem puțin suspansul, dar nu înțeleg de ce mi-ai adus în roz. Păi poate cine știe, da. Poate fi fetiță de data asta, nu se știe. Scumpo... Hai să vedem, să vede un pic, un pic așa, să un pic vede se un pic vede, așa, da? ia. Puțin de tot, adică la mine, mă rog, cam așa era Dana Rogoz în luna 6-a, știi? Da, deci da. Deci cam așa. Și cam așa, ești tu după ce mănci un iaurt. Da, da, mi se mai întâmplă, da, de asta, am și putut să ascult, da, foarte bine. Da. Ideea e foarte drăguță, eram la, chiar la emisiune, așa? Și da, producătoarea emisiunii mi-a și zis, Ade, da, mă rog, foarte, da, bucuroasă, altfel bucuroasă, mi-a zis, da, tu cred că ești gravidă. Și zic, de ce? Ai lumina aia aparte, aveai, da, în aceea zi și, da, tu mi-ai zis același lucru, da, cred că are ochi. Da. Am mai primit 3 mesaje de la prietene foarte bune care mi-au zis, te-am visat, aseară era însărcinată. Și am zis, bă, ia să fac eu un test. Să fac un test. Noi le doream acest copil. Da. Nu era, n-a fost neapărat programat la modul la care am urmărit ovulația sau așa, da, cum, da, se face, da, dar ne-am dorit, da, acest de ce copil. Adică, nu, cumva știi ce se întâmplă, bun. Primul copil poți să înțeleg, al doilea, da, sigur, frumos. Dar iată deja al treilea copil, Popescu, e bravo. E ceva ce nu pot să-ți explic. Da, e am înțeles. Pur și simplu dorința noastră. Mm-hmm. Ne împlinește viața de familie. Da? Sigur că reacțiile au fost cele mai amuzante, da, până acum. De la ce, cei care au ce au zis membrii familiei? Ia spune ce a zis doamna Doina. Doamna Doina a zis... Ce, să vă fac, mamă, dacă n-aveți grijă. Deci bucuroasă. Jolicu ce a zis? Cealaltă bunică zice, Jolicu a zis, popaiar tata. Jolicu singurul care s-a bucurat. Bucuros, bravo. Așa? Jolicu, cealaltă bunică a zis, asta e, mamă. Da. Da, deci da. Bucurie mare de tot. Bucurie, da. Bucurie mare de tot. Și colegii care au mai aflat de aici și noi bucurat, ne-am, și noi, da, și noi ne-am bucurat. Cum? Nebunie, ce deci, să zic, așa? Da, așa? Prietenii s-au gândit la cheltuieli. Chiar și soțul a început, da, să se gândească la o mașină mai mare. Păi, cumva scumpă, deja trebuie microbuz. Trebuie nu mai poți să ai mașina asta normală. Problema alta. Deși am intrat să facem o simulare de o vacanță, așa pur și, da, simplu, da, cum ar veni. Da, da. Și ne-am dat seama că... Păi 5 bilete de avion. 5 bilete de avion. Nu mai poți să mergi doar, da, tu cu soțul cu 3 copii. Adică, da, obligatoriu trebuie să ai... un ajutor, două, da, ajutoare, cum ar veni. Doamna Doina a fost tristă că ea credea cumva, știi că acum ăsta ultimul, ăsta micu, a mai crescut are un pic 2 și ani, gata. Mai duce un an și pe aș vede de viață. De viață, da. Ce să și facem? Ia de la capăt, da. Așa, plus, deci ce să zic, nebunie. Ne-am gândit cât costă grădinițele auzi, pe lună, scumpă, asta, da, de astea, bucurie. Ai verificat, dacă o fi gemeni, dacă o fi gemeni. Am verificat. Să știi că aveam bănuiala asta, pentru că în familie, micuțule, în familie am mai multe exemple. Tu îți dai seama? Nu mi-ai zis aveai tu ca șanse. Social? Nu ai zis tu ca social? Sincer, o să aplici pentru ajutoare. Da, doamna doctor, așa? Anca Sultan, cea, da, care mi-a urmărit cele două sarcini, m-am dus la control și ce a zis? Zis? E puroaie că mai ești. Da. Drăguță și doamna doctor, ce să zic? Adică are dreptate, da. Și a zis acum după ce naști două, da, sările, te spun. Nu, da, sincer, de m-a încurajat să fie bine. Ce, da, se întâmplă? Nu, și scumpelul văd că e chiar... Scumpelul e foarte... Mă, deci, de data asta, toate felicitările au fost către el. Păi n-ai cum să nu-l fericiți, mă! Că totuși, na, are și el o vârstă, vorba aia. Dar bravo, bravo, așa. Auzi, scumpu, da, stai așa că deja au început să sună, da, oamenii, da, da, din toată nebunie, țara, da. Focșean, Râmnicu Vâlcea, îți dai seama, oameni care vor să te felicite. Chiar acum avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua, surioara mea! Aaaa! Chiar te dai că scap de mine? Mai bă, este pentru prima oară când îți auzi zicerul la Vorbește Lumea. Boboșelu! Mulțumim tare mult surioara că ai intrat în direct cu noi. Scumpă, felicitări, măi, pentru sarcină. O veste, da, grozavă pentru, da, noi toți. Da. E bine că ai urmărit emisiunea și... Da, da, da. Băi, să știi că
cumva sunt invidios pe tine, mă, tu ești cea mai mică dintre noi și cu toate astea ești cea mai vrenică. Da, bineînțeles, da. Am zis să vă prind din urmă. N-ai lăsat timpul să treacă pe lângă tine așa degeaba, bravo, da, felicitări. Da, mulțumesc, Bobo. Vezi, am dat-o familiei de Crăciun, apropo. Da. Da, băi, câți o să fiți, până la, când vă adunați la masa acolo la Șușani, mai aveți, cât e masa de lungă? Anul ăsta am fost cutiți, da. Pentru că n-a trebuit să mai cumpărăm cadou. Asta nu a mai fost de Crăciun. Fost ne rugăm și la anul tot de pandemie, că poate, nu, Doamne ferește, nu. Câți copii se adună acum în familie? Cât păi sunt? 2, 4, 6 și cu ăsta 7. 7 copii. 7 copii. Am nu știu băieții ce ori mai face, că ori mai avea și planul, habar n-am. Asta zic. Da. Boboșelu, mai ai de gând și tu sau... Băi, nu știu, acum cum Adela a rupt regula asta de 2, nu știu, mă mai gândesc ce vrea domnul până la urmă. Da, că domnul hotărăște. Lasă, dă, domnul Bobo. Ce vrea domnul, domnul Bobo. Vrea domnul, da, da. Suntem în 2020, totuși, da. Chiar 2021. Chiar, băi, a rămas în 2020, bă. Vezi că la tine s-a dus pe memoria, am impresia asta problemă. Eu a rămas anul trecut, anul trecut am plecat, da. Surioara mea, vreau să spun așa, într-o manieră semi-oficială, chiar dacă tu știi chestia asta, că te iubesc foarte mult și te apreciez foarte, foarte mult. Da, simțeam nevoia să spun asta și în felul ăsta. Da, Bobo. Și dacă vei avea în continuare nevoie de lecții de parenting, am telefonul deschis pentru tine. Nu puteai să o lași așa pe emoție, cum ar veni. Da. Te-ai dus, cum ești tu învățat, să te ascult tu, profesor, eu învăță celul, ca întotdeauna. Bobo. Exact, mă, să nu uiți că ești sora mai mică. N-am cum. Mulțumim tare mult, Bobo! Te-am auzit, Bobo! Vă pup pe toți! Ciao. Toate bune, numai bine, multă sănătate! Uite, mă, avem boboșelul, mă. Vezi ce e bine să ai, să ai frați? Da. Vezi, de-aia fac și eu copii. Să aibă și după ce e așa, să aibă un reper în stânga, în dreapta, o susținere. Mm-hmm. Da. Bine, am înțeles. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Bucurie mai mare nu puteam să am la început de an. Da, bine, acum trebuie să fii sincer că, na, știam... Dar chiar e un motiv de bucurie. Este. Ți-aduce aminte că mi-ai spus... de sarcina a doua. Da. Cum am bucurat? Nu, filmulețul ăsta trebuie să-l dăm. Deci mi-a zis așa, primul lucru. A zis să... Bă, ce va trebui, mă? Deci la al doilea. La al treilea ai fost... Deci, sincer, când mi-ai dat vestea, am zis, asta e. Gata, am pierdut. Chiar am zis, domnule, așa a vrut Dumnezeu, nu se poate, altfel n-ai cum. În fine. Da, uite așa, scumpo, se înscrie și acest nepoțel în generația de bebeluși din 2021.